Timp de două zile, peste 150 de sportivi se întreg la cea de-a doua ediție a campionatului național de canotaj pe mare. 300 de metri pătrați sunt alocați competiției din acest an, iar probele sunt în număr de 4, simplu băieți și simplu fete, dar și dublu băieți și fete. Vorbim și de 3 categorii, junior, senior și masters. La ultima dintre aceste categorii vor participa anul acesta 13 sportivi. Revin de fiecare dată cu o mare plăcere aici, pentru că este o probă pe care mi-o doresc foarte mult ca Federația Română de Canotaj să o dezvolte, ca la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice 2028, fiind probă olimpică, să avem un finalist, o finalistă și, de ce nu, podiumul olimpic, pentru că este extrem de frumos să-ți reprezinți țara, să urci pe podiumul olimpic, să ți se intoneze imnul, și cred că ăsta este rolul fiecărui sportiv atunci când îmbrățișează această meserie frumoasă de sportiv de înaltă performanță. Copiii sunt și la acest sport, să zicem, pe mare, bine pregătiți, au un psihic puternic și, de ce nu, așteptăm cele mai frumoase medalii din 2028, bineînțeles, ținând cont că vor crește. Noi vom încerca să aducem și campionatele balcanice, deși și în viitor sperăm un campionat internațional mult mai puternic. Experiența, într-adevăr, este de dorit, dar încet, încet și cu munca de în fiecare zi transformăm acest antrenament de pe, să zicem, apele liniștite ale Snagovului, Pantelimonului, Iașului, le transformăm încet, încet către mare și vom avea, vă spun, sunt sigur, o echipă puternică și în 2028. Embarcațiunile cu ajutorul cărora se practică canotajul de coastă sunt mai robuste și mai stabile decât cele pentru canotajul clasic. Comparativ cu acesta, desfășurat pe canale sau lacuri, canotajul pe mare este mai dificil, sportivii trebuie să fie mai atenți cu valurile și vântul mai puternic. Mă bucur că avem atât de mulți sportivi aliniați la start, tineri, vreau să felicit și sportivii clubului meu, clubului nostru, clubul Constanței, pentru rezultatele deosebite pe care le-au avut. Avem niște juniori foarte talentați care vin tare din urmă și sper ca la următoarele competiții internaționale să-și arate din nou valoarea. Prezenți la debutul competiției de anul acesta au fost și 3 dintre medaliații la canotaj la Jocurile Olimpice desfășurate la Paris, care pe de-o parte le-au urat succes competitorilor de pe mare, iar pe de altă parte au împărtășit din experiențele lor de la Jocurile Olimpice. O medalie olimpică am realizat până acum că îți schimbă total viața. Este încununarea muncii de când ești mic, de când pornești pe acest drum și visezi să cucerești această medalie. Este un vis devenit realitate. Îmi place ce văd aici, îmi place acest nou concept pe care noi ușor-ușor îl adaptăm și încercăm să-l implementăm cât mai mult în rândul tinerilor, în rândul juniorilor și nu numai, pentru că este un sport nou, este un sport care la Los Angeles va deveni sport olimpic și dacă vom putea avea ocazia să cucerim câteva medalii olimpice și în această categorie, va fi perfect pentru noi, de ce nu? Mie îmi place foarte mult, abia aștept să ies și eu să încerc puțin valurile pe acest concept de barcă, pentru că, din câte văd, nu este foarte ușor și sportivii sunt destul de pasionați și chiar foarte competitivi. Nu mă așteptam să văd atât de mulți sportivi competitivi astăzi aici, dar da, pentru mine este ca o îmbrățișare acest sport. Se poate dezvolta frumos și abia aștept să avem și rezultate la această categorie. Făcând canotaj pe lacuri timp de 16 ani și văzând acolo ce înseamnă niște valuri mai puternice, cred că aș tinde să consider coastal și beach rowing mai grele decât canotajul nostru. Într-adevăr, sunt probe mult mai scurte ca distanță. Ai nevoie și de mai mult noroc aici, pentru că dacă prinzi un val fix când te urci pe barcă, s-a dus totul. Și canotajul pe lacuri este, mi se pare, mult mai corect și nu poți să te bazezi mai mult pe muncă decât pe noroc. Aici ai nevoie și de puțin mai mult noroc.
Cea mai nouă disciplină olimpică reprezintă o versiune extremă plină de aventură a canotajului. Se practică pe mare și este o ramură a canotajului foarte populară în țări precum Italia, Franța sau Marea Britanie. Canotajul pe mare va deveni disciplină olimpică începând cu anul 2028.